Bun găsit, prieteni! Să ne amintim câteva lucruri din istorie ca să realizăm de ce bolșevicii, marxiștii, comuniștii au fost la vremea lor cei mai progresiști oameni din istorie. În decembrie 1917, Consiliul Comisarilor Poporului cum se numea pe atunci guvernul sovietic, condus de Lenin, a dezincriminalizat comportamentul LGBT. Relațiile de tip LGBT, care erau incriminate în Rusia țaristă. N-a fost chiar, să zic așa, după știința mea, primul act de acest gen. Franța Revoluționară decriminalizase LGBT în 1791. Spre surprinderea mea am aflat că Imperiul Otoman făcuse asta în 1858, ceea ce uh, dă oarecare credit uh, poziției mele că Imperiul Otoman era mai progresist decât Imperiul Țarist în secolul XIX, cel puțin în a doua jumătate a secolului XIX. Dar în orice caz, guvernul bolșevic al lui Lenin a fost printre primele din lume și a fi printre primele din lume te de fapt, îl situa de fapt deasupra standardului epocii. Poate că atitudinea lui Lenin de LGBT ar fi în prezent sub, sub nivelul secolului 21, sub nivelul standardului de secol 21. Dar atunci, în 1917, era peste, peste standardul epocii. Era înaintea epocii. Acum o fi în urma epocii, dacă l-am aplicat identic. Dar atunci era înaintea epocii. Da? E mare lucru să fii înaintea epocii tale. Oamenii sunt judecați în funcție de cum sunt în epoca lor, nu, nu cum ar fi ei dacă, dacă, dacă ar trăi în epoca noastră, da? Marxismul ne cere să judecăm oamenii cum erau ei în epoca lor, nu cum ar fi ei dacă ar trăi în epoca noastră. Hitler a fost rău nu, ne -a, nu doar pentru că ar fi rău în ziua de azi, ci și în primul rând pentru că el era rău în epoca sa. Inchiziția a fost rea și pentru epoca sa, nu doar pentru epoca noastră. Lenin a fost mare în primul rând pentru epoca sa și ar fi în, în foarte multe privințe, ar, ar fi foarte mare și în ziua de azi. Dar el este considerat mare în primul rând pentru că a fost mare în epoca sa. Abraham Lincoln, poate că ideile, conceptele de rasă ale lui Abraham Lincoln ar putea părea reacționare în ziua de azi. Dar la vremea respectivă el a fost înaintea epocii sale, prin faptul că a desfințat sclavia negrilor. <coughs> Și așa trebuie să-l privim noi și, noi, și noi, azi pe Abraham Lincoln ca un om situat deasupra epocii sale. Un neajuns al decretului lui Lenin îl consider faptul că el se aplica al dezincriminalizării lui Lenin îl de faptul că ea se aplica numai în Republica Sovietică Socialistă Federativă Rusă. Nu se aplica și în celelalte regiuni ale, imperiului, ale fostului Imperiu Țarist, care au intrat apoi în componența Uniunii Sovietice ca Republici Unionale. Nu se aplica în Georgia, nu se aplica în Asia Centrală, nu se aplica în Ucraina, dar se aplica în Rusia, în Republica Unională Rusă, care era și cea mai mare, atât ca suprafață, cât și ca populație, și ca întindere și ca populație. Fapt semnificativ: comportamentul LGBT nu a fost incriminat nici în codurile penale din RSFSR din 1922 și 1926. În 1930, enciclopedia sovietică a comentat pozitiv despre lucrările psihologului german Magnus Hirschfeld, care era principal, poate, poate singura mare autoritate științifică pro-LGBT. Magnus Hirschfeld, pe vremea aceea, Făcea notă discordantă în comunitatea științifică, prin faptul că considera că LGBT nu este perversiune, nu este, nu este nici boală, ci este un comportament sexual normal. Și uh, uh, Enciclopedia Sovietică a comentat laudativ despre Magnus Hirschfeld. Lucrurile, din păcate, se schimbă în 1934, când este interzis, este, este reincriminat comportamentul LGBT, pasibil de pedeapsă cu până la 5 ani. Și nu o să îl, apuc, îl acuz pe Stalin de homofobie. Era altfel, era altă lume, nivelul de cunoștințe științifice era mai scăzut decât acum. Pot spune că Stalin era la, la nivelul epocii lui în privința asta, dar chiar și așa rămâne un om foarte mare prin tot ce a făcut în celelalte domenii. Dacă îl critici pe Stalin în privința atin de față de LGBT, nu se poate să nu-l admiri pentru ce a făcut el în alte domenii. Iar elevii lui Stalin în prezent sunt în cea mai mare parte pro-LGBT. De ce? Pentru că marxismul evoluează. Dacă marxismul evoluează și stalinismul evoluează. Stalinismul de azi nu mai este același cu stalinismul după vreunul Stalin, dar este tot stalinism. Este tot stalinism, numai că este altfel. este un stalinism upgradat. Asta e deosebire între marxism și religie. Marxismul se upgradează periodic, rămânând totuși în esența sa marxist. De ce? Pentru că ești de acord cu tezele fundamentale ale, ale lui Marx în privința capitalismului, în privința socialismului, a luptei de clasă, a internaționalismului, etc. Asta trebuie să reții. Stalinismul s-a upgradat, dar el rămâne stalinist și nu o să-l să dăm jos pe Stalin de pe pedestal. Dar nici nu vom repeta acel lucru pe care le-a făcut mai puțin bine. Bun. Uh, vă salut ovare, sper să ne revenim cât când mai, când mai curând.